da, o atmosferă extraordinară. Iată cei mici. Sincer să vă spun, dragi telespectatori, cei mici dansează mai frumos decât noi cei mari. Știți de ce? Pentru că noi trebuie să mai mergem, adică eu, pe la sala de gimnastică un pic, uitați-vă la mine așa. Și am aici lângă mine cea de-a doua surpriză pe care Casa Mureșan ne-a pus-o la dispoziție. Adică toată familia aici, nu numai se pricepe tăticul la afaceri, nu? Că e om de afaceri. Dar noi ne pricepem și la muzică. Uite, Sara, surioara ta, a dansat foarte frumos. Sunt curios cum îl cheamă pe puștiu care a dansat-o. A? Tu îl știi? Octavian. Octavian, aplauze și pentru Octavian. Ei, nu se poate. Foarte frumos. Și cea cu care sunt eu în acest moment în platou este Ingrid Mureșan. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă, ai participat, cred că ne-am cunoscut prima oară la festivalul Constelația Necunoscută de la Vaslui. A? Ce-ți mai aduci? Câți ani aveai atunci? 7 ani. 7 ani. Ai, de aia știam eu ceva, dar cea mică n-avea de unde să mă cunoască. Și deci, despre tine era vorba. Vreau să, în primul rând, să-mi spui în ce constă surpriza pe care o să vă cânt o piesă, să mă păstrez să mai... Compozitor... Muzică, text, așa? Să compozitor știm. Mihai Vanica și textări Marian Stere. Îl salutăm pe domnul Vanica. Din câte știu, este unul din persoanele care colaborează foarte bine cu tăticul tău la, în legătură cu festivalul, da? Da. Foarte frumos. Cum se chema festivalul, ca să-l reamintim pentru tinerii care... au participat și care vor să mai participe. Steaua Carpaților. Steaua Carpaților. Aplauze pentru organizatorii acestui festival. Foarte frumos. Tu ai cântat la festival vreun pic sau ai lăsat? Da, în recital. Da? Ai cântat? Da, și am fost și prezentatoare. Wow, păi, fai de mine, gata? Păi, uite, facem o discuție. Când termini facultatea? Mai ai până la facultate? Te luăm prezentatoare, dacă tot te pricep la prezentare. Lili, ești de acord, da? Ia luați un cadru cu Lili, că acum se poate, domnul Horea. Da? Ia uite ce prezentatoare la televiziunea favorită, da? Ce spui? Da? Hai să facem o regie, prezintă-mă tu pe mine acum, urmează să cânte o melodie. Hai să facem un test așa. Uite acolo la Horea, la cameră. Dragi telespectatori! Atenți. Dragi telespectatori, îl invit în scenă pe domnul Eugen Ungureanu. Și am venit! Foarte frumos! Draga mea, nu o să spun multe întrebări, știu că tu ești foarte bună la școală, la carte, cum se spune, da? Să știi că eu am zis așa, pentru tinerii din ziua de astăzi și să ții minte ce spune nentul Eugen, la ora veselii, dar nu-i glumă. Prima oară, limba engleză, da? Să o știi foarte bine, permis de conducere și facultate. Și abia după aia te poți mărita, da? Bine, cu aprobarea lui tăticu, dar mai durează până atunci. Aplauze, cine a spus ceva serios acum? Ia uite-mă. Da? Ne cânți melodia și noi te ascultăm, da? Da. Dragi telespectatori, dragi spectatori care sunteți, care încă mai sunteți prezenți aici, să o ascultăm pe Ingrid Mureșan. Aplauze!